Așa, între timp s-a și răcit. Nivelul, un canal este oprit, al doilea l-am lăsat tot așa cu volumul la maxim. Mergem până în pragul de clipping pentru canalul 2, la 1000 de herți. Așa. Pe un singur canal, dacă lucrez un singur canal pe amplificator, am mai crescut cu un volt și foarte puțin. Se vede în pragul de clipping. Un singur canal, 37,7V pe ieșire. Mai scădem puțin. Atât ar fi curat. Deci 36,5V RMS pe ieșire, pe 4 ohmi. Traful arată 93V alimentare, totul este curat. Și acum să îi băgăm 2 ohmi. Deci se vede foarte clar, ia uitați-vă. Intră foarte puțin în limitare, este normal. Avem 2 ohmi pe ieșire, iar nivelul curat ar fi, fără limitare, 31V RMS, nivel curat, fără clip prezent, iar traful a scăzut la 89,7V în secundar. Asta înseamnă 2,45 aproximativ în secundar. Se vede clar, ambele rezistențe frig sunt cuplate în paralel pe canalul respectiv, se vede, canalul reparat fiind ăsta, radiatorul cald. Deci o clasa B calculată foarte bine, care nu prea se încinge, nici la 2 ohmi. Așa, ok, haideți să coborâm la 100 de herți, nu umblăm la nimic. Ia să vedem. La 100 de herți, tot 31,2V pe ieșire, semnalul curat, fără distorsiuni. Traful tot 89V. Coborâm la 30 de herți. Se observă puțin limitare și evident LED-ul de clip arată, mai micșorăm puțin până când sinusoida este perfectă. Atât ar fi perfectă până în clip. A plecat ventilatorul, s-a auzit. Avem 90V pe ieșire, pe transformator, iar pe ieșire 30,7V sinusoidal perfect la 30 de Hz. Coborâm la 20 de Hz, 21 pic. Aceea sinusoidă perfectă. Așa. Ia să vedem. Mai creștem puțin frecvența pentru că nu măsoară bine sub 20 de Hz. Sau în pragul frecvenței de 20 de Hz. Se vede foarte clar, curat și frumos. 28,6V. Dacă apăsăm din nou low filterul, așa, s-a oprit, de ce s-a oprit, mi-a ieșit mie de ei, da,